fost acoperit de la Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca tot să creadă prin el. Cuvinte scrise sunt la Evanghelie de la Ioan, capitolul 1, versetele 6 și 7. Dar fiate, Părinte, Paisie, ce-ați părinți, iubiți frați și surori cu Domnul. Suntem în această zi de sărbătoare, zi de practic, care ne-a adunat pe toți aici, la această sfântă mănăstire din dealul Ciorii, de la Steia, unde s-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Dacă ieri a fost o sărbătoare împărătească, o sărbătoare închinată Mântuitorului Iisus Hristos, când Biserica a părăduit botezul pe care l-a săvârșit Sfântul Ioan, numit Botezătorul, asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, care a venit în chip de rob, umilit și umil, a venit la Sfântul Ioan Botezătorul cerând botezul. Așa, după cum ați aflat și din cuvântul pe care l-a citit la strană, de la finanțat, Sfântul Ioan îl oprea pe Mântuitorul Iisus Hristos și spunea: eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și tu cum vii la mine? Iar Mântuitorul Iisus Hristos a răspuns: lasă, Ioane, că trebuie să împlinim toată legea și dreptatea lui Dumnezeu. Să înțelegem că viața noastră este înscrisă în planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi. Dacă spune Sfânta Scriptură că niciun fir de păr din capul nostru nu cade fără știrea lui Dumnezeu, apoi trebuie să fim siguri că Dumnezeu cunoaște viața noastră încă înainte de a ne naște. Pentru că calitatea lui Dumnezeu, absolutul, veșnicul, este a toate știutoare, fie din totdeauna, de la început și până la sfârșit. El știe înainte de a ne naște noi și știe viața noastră și după ce noi încheiem conturile existența aici. Știi ce se va întâmpla cu noi? Pentru că Scriptura spune că Dumnezeu Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a fost dată Fiului. Deci relația noastră cu Fiul, cu Iisus Hristos, nu se termină în viață și odată cu moarte. Relația noastră cu Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, se termină atunci când suntem în fața scaunului de judecată. Când ne va judeca pe fiecare dintre noi, va fi toate cele ascunse ale sufletului nostru. De aceea spun că ieri a fost această sărbătoare și Ioan avea această conștiință că în fața lui se află nu un simplu om, nu un simplu rob, nu un simplu iudeu care venea așa cum veneau cei atunci la Mântuitorul Hristos, la Iordan să se boteze, ci în fața lui este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. De aceea l-a și oprit și a spus: eu am nevoie ca să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Să înțelegem, deci, am spus că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Iar Sfântul Ioan Botezătorul a făcut parte din planul lui Dumnezeu. El nu a apărut așa la întâmplare. Așa după cum ați auzit că cei doi părinți bătrâni, Zaharia, preotul și Elisabeta, înaintați în vârstă, au cerut de la Dumnezeu să le dea un copil.
El era plămit de Dumnezeu înainte de a face Dumnezeu lumea. Acest plan al lui Dumnezeu, teologii numesc paradigme, adică idei, gândirea lui Dumnezeu. El nu gândește ca noi oamenii. Astăzi mă gândesc ce fac mâine sau ce fac voi. El nu face planul cincinal, așa cum fac unii. Își fac niște planuri ce vor face ei în următorii 5 sau 10 ani sau 20 de ani. Dumnezeu gândește de la început și până la sfârșit. El este absolutul prin excelență. De aceea, spuneam că Sfântul Ioan Botezătorul face parte, a făcut parte și face parte din planul lui Dumnezeu. În profeția lui Maleas, în capitolul 3, versetul 1, se vorbește despre Sfântul Ioan Botezător. Auzit cu mult înainte, când nu existau nici Zaharia, nici Elisabeta. În planul lui Dumnezeu exista persoana Sfântului Ioan Botezătorului. Și acolo se spune aceste cuvinte, să spun. Iată, eu trimit pe Îngerul Domnului înaintea feței tale ca să binevestească venirea ta. Deci, Ioan Botezătorul a fost numit de profeții Vechiului Testament ca fiind Îngerul Domnului. Cine sunt îngerii? Îngerii sunt creaturi ale lui Dumnezeu, creaturi nemateriale. Adică nu sunt materie. Ei sunt spirite, ei sunt puri. Și ei au menire. Menirea sau scopul îngerilor este să facă anunțată vestea sau planul lui Dumnezeu, să anunțe planul lui Dumnezeu în relația lui cu lumea văzută. Ei sunt, dacă vreți, un limbaj mai tehnic de acum, sunt purtători de cuvânt. Sunt cei care poartă cuvântul lui Dumnezeu. Sau mai mult decât atâta, sunt crainici sau mesageri ai cerului. Sfântul Ioan Botezătorul, om născut din părinți, printr-un miracol al lui Dumnezeu, în urma rugăciunilor. Așa se și întâmplă, de fapt, oamenii ce aleși al lui Dumnezeu poartă în semnele Dumnezeu încă din pântec sau chiar mai înainte. Sunt anumite semne pregătitoare pe care Dumnezeu le pune asupra omului, asupra locului. Dacă vă aduceți aminte că și Betleemul este amintit încă înainte de a veni Mântuitorul Iisus Hristos cu sute de ani, și tu, Betleeme, al lui Efrat, din tine va ieși izbăvitor. Chiar de ținuturile sunt marcate de Dumnezeu. Și fac o mică paranteză, cred că, cu siguranță, dacă se vorbește despre ținuturile în care locuim noi, în Carpația aceasta, ca fiind grădina Maicii Domnului. Nu este o simplă metaforă, ci este o realitate vie, pentru că în munții noștri, aici au trăit oameni simaștri, oameni care și-au închinat viața lui Dumnezeu, de mult de tot. Noi putem să spunem pe bună dreptate că misiunea Sfântului Apostol Andrei aici nu a fost întâmplătoare. El a venit la ei săi, așa cum spune Sfânta Scriptură. La ei mei am venit. El, Apostolul Andrei, și ucenicii lui, ucenicii Sfântului Apostol Pavel, dacă au venit aici, să știți că au venit să-i găsească pe ei săi. În sensul acesta zic că poporul acesta al nostru are un destin, are un semn. Mă duc mai departe. În Evanghelia de la Ioan, de să spune aceste cuvinte, fosta om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a fost premărturie
ca să mărturisească despre lumină. Ar fi suficient să vorbim și să explicităm aceste cuvinte. În primul rând, că a fost de la Dumnezeu. Toată lucrarea pe care Dumnezeu o îngăduie, pe care Dumnezeu o trimite în lumea aceasta să se înfăptuiască, e binecuvântată și dacă o lași și nu te opui lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu forțează. Dumnezeu respectă libertatea fiecăruia încă de la început. Spune în cartea Vechiul Testament, iată, eu învață, dar curs viața și moartea, dreptatea și nedreptatea, alege ce vrei tu. Deci Dumnezeu ne vrea pe noi parteneri. Asta este definiția persoanei. Dacă nu ești liber, nu ești persoană. Persoana, deci, identitatea de a fi Ion, Petru, Nicolae, Rafael, Vasile și așa mai departe, această identitate este egală cu un nume. Iar numele înseamnă libertate și ești asociat copilului lui Dumnezeu, care era Dumnezeu și el, egal în cinste, te cheamă, te face și te-a făcut după chipul și ajuns după asemănarea lui Dumnezeu. De aceea numele lui a fost de la început Ioan. Ce înseamnă acest nume? Numele acesta vedem că tâlcuit după ce spune Sfânta Scriptură era ca să ajungă un martor. Să dea mărturie. Mărturia este o depoziție, o declarație pe care cineva o face în favoarea cuiva. Tot în Scriptură avem această expresie că din gura a doi sau trei martori se stabilește tot adevărul. Chiar și astăzi, în timpul lor, în judecată, atunci când lipsesc argumentele materiale, când se stabilește adevărul, trebuie să ai martori. Oameni care să mărturisească, să se depune, să se depune gata pe tine, să depună mărturie că ce spui tu este adevărat. Că ce spune Mântuitorul Iisus Hristos este adevărat. Adică Sfântul Ioan a venit ca să mărturisească de lumină. Și spune Sfânta Evanghelie de la Ioan că nu Ioan era lumina, ci acesta era lumina prin care toate s-au făcut, fără de Hristul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Mergând mai departe pe timpul acesta, l-a bătut pe Sfântul Ioan că el este cel care, și aici este iar un element foarte important pentru viața noastră, este cel care încă nenăscut, auziți, Ioan nenăscut, când era în vânt de cele mai fizale, Elisabeta, citiți cartea Evanghelia de la Luca, capitolul 1. Când era încă în pântecul Maicii sale, în momentul în care Elisabeta se împlinește cu Maria, spune că a săltat pruncul de bucurie în pântecul ei. Vedeți? Când s-au întâlnit, era ca la 3 luni. Și apoi după 6 luni s-a născut. De multe ori, mai ales femeile, nu dau seama în ce mare pericol, în ce mare păcat se așează atunci când provoacă avort. Când aduc o crimă în viața lor, sunt ea, de-a dreptul cuvânt, de tetur criminal. Adică omoară pe cel care Dumnezeu l-a așezat acolo. El are conștiință. Nu este adevărat ce spun medicii. Că numai în momentul în care mișcă copilul, dă în viu, până la 4 luni, mai sunt anumite statistici cât femeia poate să facă
legal vorbesc medical un avort. Nu e adevărat. În mamă, odată cu concepția, se naște și sufletul. Atunci ea ființă sufletul. Deodată. Nu mai târziu. Și atunci, în momentul conceperii, se naște sufletul. Iar Sfântul Ioan spune Evanghelia, și aici este foarte important, a săltat pruncul de bucurie în pântecul mamei sale. De ce? Pentru că el a iubit pruncii nenăscutini, că nu este oricine cel care vine cu mama lui să se întâlnească. El pentru prima dată s-a întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos, când era nenăscut. Culmea este ce fac o trecere peste timp. Noi spunem că, revin cu explicări, spunem că Mântuitorul Iisus Hristos a fost cel care a mers la iad și a propovăduit și l-a scos pe Adam din iad. Eu vin cu o altă învățătură, sau nu neapărat o teologumenă, cum se numește, părerea mea personală. Eu zic că Sfântul Ioan Mântuitorul este primul, înaintea Mântuitorului Hristos, care cu câteva luni, știm că a murit, a fost omorât din porunca lui Irod, care în urma unui banchet a decis să-i se taie capul. Ioan a murit. Sunt convins că Ioan s-a dus în iad, pentru că înainte de Iisus Hristos, raiul era închis. El l-a deschis raiul și Ioan s-a dus în iad și iad l-a mărturisit pe Iisus Hristos. Eu sunt convins de asta. Nu putea, pentru că Ioan, sufletul lui, viu fiind, chiar dacă i-a omorât trupul, sufletul acesta a acționat și acționează cum a acționat și a lucrat încă înainte de a se naște în pântecul mamei sale. Ce trebuie să mai știm noi despre Sfântul Ioan? De ce este mare și foarte important? Sunt puține sărbătorile pe care le are Biserica, care pe lângă ziua numelui mă are încă o zi în care se numește Sobor. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Soborul Maicii Domnului. A doua zi de Crăciun este Soborul Maicii Domnului și se pomeni și alți sfinți din ziua respectivă. Mai avem Soborul Sfinților Arhanghelului. De ce Biserica a pus pe lângă o zi importantă care se face pomenirea, încă o zi, încă o zi. Pentru că răspunsul este simplu. Pentru că persoanele pe care le aniversăm în afazitul Sobor, a doua zi, sunt persoane importante. Soborul Maicii Domnului. Pe Maica Domnului este aleasa cerului. Marie, Domnul a aflat far prin tine. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu tine. Deci, Sfânta Fecioară Maria s-a făcut primul chivot, prima biserică, prima mărțișare a lui Hristos în carne și oase a fost în trupul Sfintei Fecioare Maria. A fost prea curat și prea frumos. De aceea are o importanță, am spune, de la cer și până la pământ simte. Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul? A spus înger asemănat, iar prin lucrare mărturisit de Iisus Hristos, ca fiind cel mai mare născut din femeie și cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că încă nu se deschisese raiul. Mântuitorul Iisus Hristos așa a spus că este cel mai mare născut din femeie. Păi ce mărturie mai mare trebuie să ai? Ce martor? Ce dovadă mai mare? Ce adevăr mai clar decât acesta? Când Fiul lui Dumnezeu te declară cel mai mare născut din femeie. Într-adevăr, Sfântul Ioan a avut o putere extraordinară. Și acum,
Cu toate acestea, Sfântul Ioan a dat o dovadă cel puțin de câteva calități, dar una foarte, foarte importantă, fără de care nu putem să intrăm în rai. Fericit Augustin spune așa și mi-am notat de aici, niciun om nu poate să fie mântuit. Repet, niciun om nu poate să fie mântuit decât în măsura în care l-a mărturisit pe Hristos. Nu vei putea fi mântuit dacă nu-L mărturisești pe Iisus Hristos. Cine mă tăgăduiește pe mine și eu îl voi tăgădui pe el. Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Dacă pe Hristos îl cinstim, să știe că tot ce se cinstește pe Hristos va fi cinstit de Hristos la rândul lui. Nu știu în care parte funcționa dumneavoastră. Spre lume? Spre lauda lumii? Sau spre lauda și slujirea lui Hristos cel veșnic? De aceea am spus o calitate extrem de importantă, poate cea mai importantă calitate a lui Ioan a fost smerenia. Domnule, să fii mare, să ai un nume, să vină lumea în jurul tău și totuși să fii atât de smerit, să fii atât de supus, atât de umil, e ceva care aproape că întrece judecata noastră omenească. Nu este imposibil. Dovadă că El a făcut lucrul acesta. Este posibil. Eu trebuie să scap și tu trebuie să te mărești. Altă conștiință a lui Ioan, altă paradigmă a Sfântului Ioan Botezătorul. Iar în momentul în care, imediat, după ce Mântuitorul Hristos îl botează a doua zi, vedem că îi cheamă pe ucenici în misiune, pe Andrei, pe Petru, pe Filip, pe Bartolomeu, citiți în Evanghelia de la Ioan, capitolul 1. Foarte interesant. Trecând a doua zi, până acolo, Mântuitorul Hristos, prin fața mulțimii, ucenicii îl întreabă pe Ioan. Ăsta cine? Știți, totdeauna avem noi curiozitate când mergem undeva să vedem persoane, cine este comandantul, cine este șeful, șeful statului și așa mai departe. Cine e patriarhul? Să vedem. Ăsta cine? Îl întreabă. Și răspunsul a fost extraordinar. Dar nu mai atât. Dovedește că știe Ioan, ne teologul, știe teologie multe de tot. Citiți în Ioan, capitolul 1, versetul 29. Acesta este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lui. Este definiția lui Iisus Hristos ca miel. În Vechiul Testament se vorbește despre jertfa Mântuitorului Hristos ca un miel pentru viața lui. În cartea lui Isaia, profetul, capitolul 53. Cuvinte care au intrat și în liturgica noastră, la prosumitie. El este miel. Așa cum în Vechiul Testament aducea jertfe, arhiereul aducea jertfe ca să împace pe Dumnezeu cu oameni și pe oameni cu Dumnezeu, Iisus Hristos s-a substituit tuturor acestor jertfe sângeroase și El însuși s-a dus o jertfă sângeroasă pe altarul crucii de pe Golgota, când a murit ca un miel, a fost juriat ca un miel și a vărsat sângele pentru noi. Definiția aceasta, de ce a dat o Sfântul Ioan? Vedeți cum lucrează Dumnezeu cu mintea omului? Nu trebuie să fii un mare teolog, un mare rugător și trăitor și să-L respecte Dumnezeu la ta. Dacă ești merit, Dumnezeu îți descoperă. Eu am văzut sfinți fără multă carte, dar atâta profunzime au avut ei în cugetările lor, în trăirea lor, pentru că îl învăța pe Iisus Hristos din lăuntru. Mare lucru.
Una e să-L înveți în afară din cărți și alta să-L înveți din lăuntru. Să-L vezi pe Iisus Hristos din rațiunile lucrurilor existențiale din ființa ta. Iată-mi e Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Așa a fost mărturisit. O altă conștiință a Sfântului Ioan a spus că, pe lângă smerenie care o are, este faptul că El s-a declarat undeva în Evanghelie, spune, și în Evanghelie de la Matei, capitolul 11, la un moment dat, ucenicii, doi din ucenicii Sfântului Ioan, se duc la El și întreabă ce? Am auzit de Iisus Hristos, că face minuni. Botează. Dincolo. Ești tu? Așteptăm pe altul. Cine este acesta? Se duc acești doi ucenici al Iisus Hristos și întreabă pe Mântuitorul. Ești tu Hristos? Răspunsul a fost iar impactabil. Totdeauna când știi să răspunzi, în răspuns găsești o teologie înaltă, un adevăr înaltă. Mântuitorul nu a spus, da, eu sunt. A spus, ce vede și se întâmplă aici. Ori văd, cei care sunt ecologi umblă, surții aud, bolnavi să vină, că merg și spune lui oameni. Păi suficient. Păi dacă eu am venit aici și aceasta este menirea mea, să aduc patru și nici pe pământ, înseamnă că eu sunt trimisul cerului. Nu mă dau faptele. Mă impun ca asta. De aceea este foarte important că Ioan a fost pe lângă smerenie un om al faptei. Un trăitor al faptei. Și s-a numit, printre altele acolo, spune că noi suntem ca niște copii. E acolo un joc de cuvinte, în Evanghelia de la Ioan. Zice, și copiii aceia la unii se cântă și nu joacă. Pentru că este cântă de bucurie. La alții e ceva de jale și nu plâng. Cam așa suntem noi oamenii. Confundăm planurile existențiale. Dar să știți, face Ioan, că eu sunt prietenul jurilor. Iisus Hristos, după știința noastră, n-a fost căsătorit. Nu a fost căsătorit și totuși El se numește mire. Și în Apocalipsă, cu altă ocazie, spune eu că mire, se va lua de la voi mire. Și veți ajunge să postiți. Dar acum, ideea este alta. Dacă veți studia dumneavoastră puțin care este menirea prietenului mirelui. Acum, prietenul este un fel de stat. Valocul său, se zicea pe la mic la cel care conduce ostilitățile la o petrecere. Mirele, deci este cel care are evenimentul important, iar prietenul mirelui este cel care știe tainele de mine. Deci, ca să îi spui ceva despre el, trebuie să cunoști tainele. Ori, Sfântul Ioan Botezătorul s-a numit prieten ca unul care cunoaște tainele, din tainele lui Dumnezeu, tainele pe care le are Iisus Hristos. Mare lucru. Ca Ioan să fie prietenul mirelui și să dea și el viață pentru adevăr. Și ultimul lucru pe care doresc să-l exemplific acum astăzi, să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim și altă dată și la alte sărbători și sărbătoare, pentru că Vărbătoria este inexistată și n-am pretenția, și nu-i bine să spui totuși. Un adevăr este acesta, foarte bun, nu v-a gândit din voastră niciodată. Eu n-am găsit în Sfânta Scriptură, nu știu cum ai găsit. Ai găsit la școală, ai văzut în ce parte ești. Au uitat? Au uitat, e mare. Deci n-am găsit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, că Ioan a făcut o minune. Nici o minune. N-am iar din morți, n-am mântit pâinele, n-am luat pe afe, n-am făcut nici o minune. V-ați întrebat la voastră de ce? Vedeți, noi, în general, oamenii, ne dăm mare iertată să fie expresa, asta mi-o venim, scamator. Dacă vedem pe un față, facem și noi mai ceva. Suntem circa, de la circ. Ioan n-a făcut, nu pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a fi circa, să fiu bineînțeles, n-a făcut nicio minune, tocmai din smerenie.
A lăsat ca toate minunile să le facă Iisus Hristos. Nu neapărat ești mare să te copiezi făcător de minuni. Poți să n-ai nicio minune. Dar să fii cel mai mare în Împărăția lui Dumnezeu. A fost merit. Așa am găsit eu la Sfinții Părinți. Că explică ei de ce Sfântul Ioan nu a făcut nici o minune. Cum de fapt nici Sfânta Fecioară Maria. Nu sunt trecute în Sfânta Scriptură, dar a făcut vreo minune personală. Că Dumnezeu a lucrat prin vrednicia ei. Păi cea mai mare minune e să naști pe Dumnezeu. Vă gândiți dumneavoastră? O minune mai mare ca aceasta, ca Dumnezeu neîncăput, infinit, fără sfârșit, Dumnezeu să primească, să lași cu tot de Dumnezeu. Asta este taina tainelor, minuna minunilor. Sfinții Părinți spune că este singura noutate de pe pământ, de la începutul lumii și până la sfârșit, este nașterea Mântuitorului și Hristos de Sfânta Fecioară Maria. De aceea, Sfântul Ioan Botezătorul, zic eu, este mare, foarte mare. Și mă bucur că în țara noastră sunt foarte mulți Ioan și Ioane, care poartă numele. Am înțeles, venind la Mănăstire, la radio, pe post, spunea că sunt, nu știu, 2000 Ioane, eu cred că mai mult. Poate că nu avea informația corectă. Cu siguranță că mai mulți cu acest nume. Multe mănăstiri, multe biserici. Și chiar în perioada acum și să mă iert cu Părintele Ioan, întâi stătătorul mănăstirii acesteia, Părintele Ioan, oare cum îl închidează pe cel care este patronul Dumnezeului, Sfântul Ioan Botezătorul, este purtătorul acestui nume. Merenia nu ne dă apa din casă pe niciunul. Și ar fi bine să o cere, să o atingi. Ea este bună și în casă, și afară. Și la serviciu, și în afară serviciului. Și în mănăstire, și pe lângă mănăstire, și în afară mănăstire. Peste tot, merenia este absolut necesară pentru viața noastră. Acestea sunt cuvintele pe care am dorit să vi le spun astăzi, pornind din sinceritatea inimii mele. N-am mai spus aici de toate celelalte pe care ați auzit, despre care cu siguranță, dacă Dumnezeu ne va da sănătate, o sănătate de mănâncă cu Dumnezeu. Dar, Părinte, cuvântul ăla pe care nu l-ai spus acum, ce înseamnă? Și atunci face plecat, să te răspund, cuvinte din cuvintele Sfântului Ioan. Amin. Mările Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați creștini, mulțumim lui Dumnezeu pentru toată purtarea de grijă, nu puteam să avem o încheiere mai frumoasă decât aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trimis Părintele, ne-a spus că Dumnezeu are o pronie, are un plan. Doamne Dumnezeu, astăzi Părintele Simeon a venit să ne hrănească cu cuvântul acesta, că trebuie prin Scriptură, prin planul lui Dumnezeu și ne-a hrănit. Viața Sfântului Ioan, ceea ce trebuie să învățăm noi din viața Sfântului Ioan și din pilda aceasta. Îi mulțumim pentru dragoste. Părintele nostru a venit astăzi, poporul are mențieri și mergem la Strungacă, după aceea pleacă în Franța, să predice și pe acolo, să ne spună oameni despre Dumnezeu. Dumnezeu să le întărească, să dea putere și noi îi mulțumim. Și cu vreau să vină de fiecare dată, când poate să vină să ne îmbogățească și să ne împrumuteze slujbă. Dumnezeu să primească să ne îmbogățească.